Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Înaintea începerea acestui episod aș vrea să-i fac o promovare lui Jazz Marinică, care are un canal de YouTube destul de deosebit. Eu am stat cam o lună așa să mă uit pe conținutul său și să trag o concluzie. Ei bine, înainte de a începe să vă arăt practic prin ce se laudă canalul său, m-aș bucura ca toată lumea care privește acest clip să intre pe al doilea link din descrierea mea și să apese acest buton roșu cum o fac și eu ca să ajungeți aici. Dăm pe videoclipuri și vedem că are primul său video postat acum o lună. Între timp am mai pus câteva. Eu m-am tot uitat așa al mare la ce a făcut el. Cel mai mult mi-a plăcut Doctorul cu 8 clase. O să vă placă și vouă garantat. Încă de la început trebuie să-mi uităm că are calitate destul de bună, 1080p. Eu îi dau un like chiar acum și hai să vedem cum este clipul. Să vă pregătesc ceva foarte tare din punctul meu de vedere. Sper să vă placă ce o să încerc să parodiez astăzi. Boom! Cu siguranță mie timpul nu o să-mi permite să mă uit la cele 4 minute, o să dăm așa mai pe la minutul 2, așa când începe, uite pe aici de fapt, când începe să fie ceva acțiune. Pacientul care a avut mare încredere în domn doctor și sperăm acum că e destul de tare parodia, dar repet, mie nu-mi permite timpul să ne uităm la toată, așa că vă invit pe voi să-i urmăriți tot conținutul său. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și acum hai să trecem la clip. Salutare tuturor, eu sunt The Link alături de FX, salut FX. Salut! Și bine v-am regăsit la un nou clip. Ei bine, de foarte mult timp nu am mai jucat Samp și oficial o să începem și seria cu jocuri, nu doar Samp, GTA Real Life, GTA 5 evident, și MTA și Samp și toate nebunile, Need for Speed și multe alte lucruri noi, dar debutăm așa, să zic așa, cu un episod de PUBG pe Samp, PUBG Hunger Games, cum vreți voi să numiți. Sunt aici pe Black Gun, alături de FX, unul dintre administratorii acestui server, și împreună o să ne prezinte mare parte acest event. Pe server acum sunt 49 de player, ceea ce mie mi se pare ok, având în vedere că este ora 18, când lumea este mai sunt la școală. Da, exact, încă copilașii sunt la școală. Bun, mi-a prezentat mie mai devreme FX că dacă scriu Airshop, stai că scriu cu caps lock, aici putem să vedem ce putem să facem cu lucrurile pe care noi le primim la Hunger Games. Adică după ce termin un match, tu primești niște puncte, rubelo, mi-a zis mie, am reținut bine, da, că da, aici da, scrie da, rubedo, rubedo, dar tu mi-ai zis rubedo. Rubedo, rubelo, ok, și punctele astea rubedo te avantajează că poți să primești anumite lucruri în Hunger Games, nu știu cum ar fi nitro sau GPS să vezi acolo pe hartă, o să vedeți toate lucrurile sau astea. Arme, arme și cea mai tare chestie e voucherul care îți dă unele vehicule mai. Este un vehicul, adică sunt anumite vehicule mai rare, nu știu cum ar fi mașinuța de înghețat, mașina de golf, mi-a enumerat el mai multe lucruri și o să vedem și noi dacă reușim să obținem un astfel de voucher. Bun, hai să nu mai stăm așa mult de lumbă și să intrăm. Slash join. Și gata, Hunger Games informații. Salutare, îți mulțumim că ales Hunger Games. Ideea jocului este aceea de a rămâne ultimul supraviețuitor. Mă rog, Hunger Games, PUBG, tot aia. Trebuie să te folosești de resursele pe care ți le pui la dispoziție. Arme, bandaje, cască, armură, vehicule. Deci exact ce spuneam de PUBG. Pe durata evenimentului nu poți să folosești comenzi. Desfășurarea meciului. La început jucătorii sunt teleportați în lobby pentru a se bla bla bla, știți și voi toate astea. Despre cutii. Ok. Am dat ok peste toate alea și practic acum suntem într-un lobby de așteptare. Uite, aici vedem toți cei care au cele mai multe puncte. SNK, care m-a invitat și într-un grup mai devreme de NRG, de motocicliști. O să arătăm asta pe live, pentru că o să facem și un live aici. Să fie mai mult timp. Downhill, da, da, pentru că e ceva mai complex și nu o să arătăm doar asta, o să facem mai multe. Mi-mi place foarte mult cum se reflectă și soarele, vedeți, în apă. Fain rău de tot. L-a sărit în apă, bă, cum mai vine apoi? Oricum, când începe startul ne dă iar da, într-un alt virtual world. Da. Mamă, uite, îmi place tare mult și animația asta, cum arată cu kill-urile, cu bandajele, toate alea. Și acum trebuie să mergi la fiecare cutie. Să dai Y. Dai Y și colect. Această cutie a fost deja deschisă. Păi ce ai făcut, mă? Eu credeam că gen mai avem acolo 5-6 secunde, cum e la Hunger Games pe Minecraft, gen. Ok. O să fug atunci. Știți că atunci când te teleporta pe Minecraft, la Hunger mai stăteai câteva secunde. Uite, am luat și... Bă, ce ai făcut, băi?
Bine, ideea e că eu nu am nici hartă. Dacă joci mai mult, poți să primești hartă. Adică vedeți că e cu Da. totul un ocean. Alții La sunt fel văd și eu. avantajați cei care au mai jucat și au deblocat. Bă, cumva am picat sub mapă. Ah, gata, așa. Era un glitch acolo. Poate ceva în căsuțele astea, mă uit și eu pe aici că a dispărat-o. Ideea e că trebuie să găsesc resurse și momentan Sunt sunt foarte puznic. multe zone cheie unde mai sunt alte cutii. Mă duc aici pe aeroportul ăsta sau ce, pistă. Ah, nu, ceva cu mare. Da. Am găsit și unde asta. Fiu, una scute, una ATV. Stai că aș vrea să văd cum aș putea să ajung. A, pe sus cred că trebuie să iau. Da, sper doar să nu dau de cineva care are o armă, pentru că altfel am pus altfel am pus-o. Totuși tind să cred că aici, în dreapta, e ceva. Până când ai armă, voi, bobiță. Trebuia mai încolo. Ne-am nimerit-o. E nașpa fără hartă. Gen, e nașpa, e greuț. Trebuia mai la stânga. Hai din nou. Să vezi că ajung acolo și nu-i nimic, că o să mor de ciudă. Damage-ul este acum permis. A, până acum a fost damage-ul tare asta, că îi oferă câteva secunde Să de... apuci, să apuci, să S-a pus fugi. și tu ceva, da. Ok, o să merg iar la plăznelă, că n-am de unde să știu exact, dar mă duc totuși mai încolo. Bam. Totul nu accelerează, nu? Așa. Bă, Doamne ajută să fie aici. Tatu, ai ieșit din pădure gen. Da, nu, am dat de un ceva vază sau naufragiat, mi-am scăpat de ceva pe el. Mergi mai departe, mergi mai departe, tot așa pe margine. Dacă tot am ajuns aici, sigur e ceva, nu cred că e clădirea asta degeaba. Uite, e o cutie în altul, dar nu știu cum să intru, că văd că e blocată. Uite, aici am văzut o cutie, dar... Ia, poate pe margine, așa ușor. Nu merge. Hai să mai cercetăm pe aici. Bă, mi-e greu să cred că... A, uite-mă, o cutie. Y. Collect. Și ce am luat din ea? N-am un inventar sau ceva? Păi da, ți apare acolo, dar trebuie să-ți fi scris. Păi n-am citit, am crezut că Ori mi-apare. armă, ori bandaje. Ori armă, ori bandaje. Bandajele Bă, sunt un fel de... bandaje, nu... A, cred că am luat o vestă, mă, ceva. Că văd că am o vestă pe mine. Armură, da. Ți-a Nu, dat armură. Cutiile astea mari nu cred că pot fi deschise. Ok, deci am luat armură. Trebuie să mai fie ceva, mă. Nu cred că e doar atât. Dai că mă mai uit. Deci tu ești pe vas acum. Da, aproape de spawn. Cutia asta am deschis-o mai devreme. Aba, nu, în acest cutie se află un colt 45 cu 54 de glanțe. E perfect. Bun. Ai prins armă. Am crezut că a mai fost pe aici, dar aparent nu. Ok. Hai să ieșim acum dacă mai știm. Dacă mai știm pe unde am venit, pe aici, așa frumos. Oh, nu, nu, nu pe aici. Bă, nu mai ținte cum am ajuns aici. Știu că am sărit de undeva, gen. M-am Ai băgat. intrat înăuntru un vapor? Da, am intrat pe o ușă ceva. Tot pe uși trebuie să vezi, trebuie să mergi. E greu că nu ai spirit de observație. Oh my god, mă învârt ca prostul și nu știu să O ajung. să încerc eu să vin să te iau, sper să nu mor între timp. Bă, dacă sar pe aici... Așa, și mă urc pe aici așa frumos. Hai. Așa, bun. Gata. Și Hai că vin eu să te iau. mașinuța mea era undeva pe aici.
Bă, unde mi-e mașinuța? Că am lăsat-o pe aici. Ți-a luat altcineva, probabil. Nu? A, uite aici, bun, după colț. Cam scoate fum. Bun, deci m-am ales de pe vasul ăsta, mai ales că era așa aproape. Cu armură și pistol. Trebuie să mai căutăm. Vrei să te aștept aici în zona asta sau... Da, pe unde ești? Ai intrat în pădure? Da, am mers spre spawn, gen, sunt foarte aproape de spawn. Sunt fix la spawn și văd un player. Și nu pot să trag din mașină? Nu pot. Bă, mă duc spre asta, în speranța că... Mama, m-am mort, ești nebun. Locul 7, 382 secunde jucate. Oh my god. Bă, a fost tare. Bine, m-am dus și tare pe el așa, în speranța că nu avea armă, dar avea armă aparent. Dar a fost mechile strategia, la modul că s-a urcat pe mașinuță și s-a dus un pic mai departe, ca să-mi fie mai greu să-l nimeresc. Eu m-am apropiat da, de el. Da, că nu apare nici nicul deasupra caracterului, deci da. Nici nu știi în cine tragi. Da, da, da. Bă, mai așteptăm că mai vreau să intru într-un meci. Am mai încercat să intrăm în câteva meciuri și am încercat să prind un meci câștigător, însă experiența a fost aceeași ca și până acum și m-am gândit că nu are rost să vă pun și părțile în care încerc să câștig. Cu siguranță o să mă antrenez mai mult și pe live-ul pe care îl voi face în acest weekend o să reușesc să câștig, pentru că o să veni și voi și poate o să am un mic, nu știu așa, un mic ajutor din partea voastră cu itemul și așa, pentru că de obicei așa faceți voi. Dar am zis totuși să vă arăt despre ce este vorba cu acel voucher de la punctele Rubedo, deci scriu Airshop și ne apare meniul aici și am primit de la admin punctele astea, cât să vă arăt vouă despre ce este vorba. Ia dăm pe cumpără. Ai achiziționat itemul Special Vehicle Voucher din magazinul Hunger Games, ai plătit 150.000 de Rubedo. Ok. Acum tastează voucher, slash voucher. Slash voucher, ok. Și am aici ambulanță Mr. Hupi, Romero, Patriot, da, police car, wow, eu vreau mașină de poliție. Avem FBI, avem și cart, avem caddy, avem stretch, avem vortex și cred că atât, da. Oare care e mașina de golf? Că sunt oscilez între mașina de golf și police car. Sau ambulanță? Nu, o să-mi iau police car, alegem. Ai folosit un voucher și ai primit... Asta e cea mai tare. Asta e cea mai tare. Deci acum oficial... Oarecum porne sirena. Bă, stai că am ieșit în greșeală. Nu știu dacă merge, încearcă pe H. Dar de ce nu pot intra în ea? Gen, dă-i loc, intrat? Să-și loc. Loc. Ok. Fix a intrat. Ia uite un, dați-vă că trece de link, de un. Foarte tare. Da, deci avem destul de multe avantaje, că cine nu și-ar dori pe server să aibă o mașină de asta rară, pe care nu o poate avea oricine. Pur și simplu, veniți, vă jucați. Gata. Îmi place să așa. Pur și simplu, veniți, vă jucați și aveți șansa să primiți puncte de astea și să vă luați o mașinuță. Spunea fix mai devreme că în momentul de față se lucrează la un update la un update major. Da, foarte major. Complex. Știți că băieții pe server au destul de multe lucruri unice, adică personalizate. Și ați mai văzut voi episoadele mele, de exemplu, uite și kilometrajul și ceasul e portocaliu, totul e așa mai diferit, așa, cu bun gust să zic. Și mesajele din chat au niște culori care nu te stresează la ochi, adică alb, verde deschis, galben, știți? Nu știu, toate lucrurile astea sunt... Sunt culori tipice Godfather, mm-hmm. Deci nu sunt alea enervante de pe RPG, nu că nu ar fi faine sau sunt mai faine alea decât celelalte, astea de la noi decât de pe un server RPG. Da. Ok, la fel cum scrie și în mod-ul serverului, trebuie să vă spun și eu, că adică mi se pare destul de important pentru voi, că cererile de helper sunt deschise, facem aici stand, deci dacă vreți să ajutați serverul și să aveți anumite beneficii, aplicați o cerere acolo, pentru că în descriere v-am lăsat eu tot forum panel, care încă nu e, încă nu se poate accesa panelul, din câte am înțeles, nu? Este activ, dar nu se folosește, după... Da,
După ce va intra update-ul, o să se folosească și forumul și panelul. Mm-hmm. Okay. Va fi o oscilație între Good Father și RPG. La helper toată lumea au șanse, deci poate să intre să joace liniștit, au șanse. Să aveți și câteva ore pe server și să aveți toate șansele respective. Da, eu vă las pentru că mă pregătesc așa pentru weekendul următor să facem un live mai deosebit cu multe eventuri în care să ne jucăm cu toții. Eu acum v-am mai readus așa aminte de serverul ăsta, să știți despre ce este vorba și să vă spun că în weekend ne vom revedea aici pe live. În orice caz și astăzi o să fim live undeva după ora 5:30, poate cu GTA live ca să știți voi, dar în weekend ne jucăm Sampa aici să ne distrăm cu multe eventuri și tot ce se laudă serverul ăsta. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Încă o dată vă spun că în descriere o să aveți cam tot ce vă doriți să aflați despre server. Îi mulțumesc lui FX că a fost alături de mine și o seară frumoasă tuturor. Vă așteptăm cât în număr cât mai mare. Și eu. O să mă găsiți în această seară aici. Pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!